Pe lângă zecile de mii de petrecăreți care au trecut zilnic pragul festivalului Never See, prezente au fost și cadrele medicale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea și nu ca spectatori. Atât pe timpul zilei cât și noaptea, echipe de salvatori formate din militari și voluntari ISU au patrulat pe plaje și în zonele unde s-au derulat concerte pentru a ajuta persoanele cu diferite afecțiuni medicale. Salvatorii aflați pe plajă în această perioadă au acordat prim ajutor medical pentru 567 de persoane care au solicitat și care au semnalat probleme medicale. 12 dintre acestea au fost transportate la unitatea primirii urgențe a Spitalului Județean Constanța. Am avut 11 prezentări la spital. Din cei 565 de persoane care au solicitat un prim ajutor la fața locului. Din cei 11 care s-au prezentat la spital, 4 pe zile, doar 2 au fost internați. Ceea ce vreau să spun că a fost mai mult decât bine. De precizat este și faptul că 73 de medici și asistente au fost dislocați de la unitatea de primiri urgențe pe plaja Never See, fără să afecteze linia de gardă din Spitalul Județean. Ei au rezolvat probleme minore la fața locului pentru a evita aglomerarea Spitalului Județean cu cazuri minore. Pentru un plus în ceea ce privește siguranța participanților, în cele 3 zile de festival și ziua premegatoare acestuia, peste 70 de inspectori de prevenire ISU au derulat 47 de verificări la unități de cazare turistică, cluburi, baruri, discoteci și amenajări temporare.